Mereu în siguranță pe net. Disciplina, consiliere și dezvoltare personală la clasa a 7-a. Internetul este grozav când trebuie să te documentezi pentru un proiect școlar, când faci schimb de poze cu prietenii tăi, când joci jocuri video, asculți muzică sau când stai de vorbă cu prietenii tăi. Trebuie să știi însă că sunt milioane de oameni din întreaga lume care au acces la internet și nu toți au intenții bune atunci când folosesc internetul. Tu ai avut vreodată o experiență negativă pe internet? Dacă răspunsul tău este da, poate dorești să o împărtășești colegilor tăi. Nu este obligatoriu, doar dacă dorești. Deși vârsta de la care poți avea cont pe rețelele sociale este de 13 ani, mulți copii își creează conturi înainte de această vârstă. Acest lucru poate duce la riscuri dificil de gestionat. Tu de la ce vârstă ți-ai creat primul cont pe o rețea socială? Dar hai să analizăm câteva situații. Ana vorbește pe chat cu prietenele ei. Le trimite o mulțime de poze din tabără, iar în poze apar și alte persoane. Ana a făcut o mare greșeală. Știi care este greșeala? Chiar dacă crezi că chatul clasei sau cel cu prietenii este privat sau secret, nu este așa. Oricare coleg sau prieten poate salva și folosi în alte scopuri ceea ce postezi acolo. Regula 1. Nu trimite în chat și nu posta public fotografii în care apar alte persoane dacă nu ai cerut acordul acestora. Iată-o pe Bianca. Ea vorbește pe chat cu un băiat din altă școală pe care nu-l cunoaște personal. Este coleg cu o prietenă a fratelui ei. Ce greșeală credeți că face Bianca? Gândește-te dacă ai avut și tu o experiență asemănătoare. Nu trebuie să o împărtășești celorlalți, doar să ți-o reamintești. Nu oferi niciodată informații despre tine sau prietenii tăi unei persoane pe care nu o cunoști personal. Nu publica și nu trimite poze cu tine pe care nu ai vrea să le vadă mama, bunica sau mătușa ta. El este Edi. Pare fascinat de numărul mare de prieteni și de urmăritori pe rețelele sociale. Edi adaugă în lista de prieteni pe oricine îi trimite cerere. Ce greșeală crezi că face Edi? Adaugă în lista de prieteni sau urmăritori doar persoane pe care le cunoști cu adevărat, cu care te-ai întâlnit față în față. Sub masca unor nume se pot ascunde profiluri false ale unor oameni care nu întotdeauna îți vor binele. Alin a primit un mesaj de amenințare pe Messenger. S-a speriat și nu s-a dus la școală a doua zi. Ce crezi că ar fi trebuit să facă Alin? Când cineva te amenință online sau te simți în pericol, spune părinților tăi, dirigintelui tău sau unui profesor în care ai încredere. Ei te vor ajuta. Nu ține secret, așa nu va ști nimeni problema ta și nu te va ajuta nimeni. Ai posibilitatea de asemenea să blochezi persoana sau să raportezi incidentul. Poți să setezi cine poate să vadă ceea ce postezi. Și poate cel mai important, nu oferi parola ta de securitate nimănui, nici celui mai bun prieten ever. Analizează și reflectează la următoarele întrebări. Crezi că știi cine îți vizitează profilul? Câți prieteni despre care nu știi absolut nimic ai în lista de prieteni sau urmăritori? Cât de ușor poți fi găsit? Cui să spui dacă ai probleme? După ce ajungi acasă, îți recomand să faci puțină curățenie în conturile de pe rețelele sociale. Sigur așa te vei simți mai în siguranță pe net. Succes!